Te salut! Iată care sunt cele top 10 greșeli ale aplicării intermittent fastingului și care ne împiedică să slăbim. Pentru început, aș vrea să-ți spun că, din punctul meu de vedere, atunci când slăbim, nu există o cale corectă. Calea o stabilim noi în funcție de metabolismul nostru și de preferințele noastre alimentare. Un prim pas îl realizăm atunci când înțelegem cum funcționează îngrășarea și slăbirea. Cei care au încercat să aplice ad literam recomandările de a slăbi s-au trezit într-o dietă. Revenind, iată care sunt cele 10 greșeli care ne împiedică să slăbim atunci când practicăm intermittent fasting. 1. Ne întoarcem la alimentele care ne-au îngrășat, deși respectăm intervalul de masă care ne avantajează. 2. Din dorința de a slăbi prea repede, mâncăm prea puțin și lipsa sațietății atrage înfometare și de aici frustrare și suferință. Avem mese frecvente, de tipul 3 mese și 2 gustări, ceea ce stimulează de-a lungul zilei constant insulina, hormonul care cauzează îngrășarea și blochează accesul la depozitele de grăsime. 4. Excesul de sare și consumul alimentelor inflamatorii atrag reținere de apă, ceea ce blochează vizibilitatea progresului arătat de cântar și atrage demotivare. 5. Dorința de a compensa. Întrucât ne-am înfometat, ne-am privat, mâncăm prea mult când ne așezăm la masă. 6. Nivelul crescut de cortizol, hormonul stresului, provenit fie din lipsa somnului, fie din stresul profesional sau personal. În prezența cortizolului, nivelul de glucoză crește, ceea ce face să crească și nivelul insulinei, blocând astfel accesul la depozitele de grăsime. Un alt factor al creșterii nivelului de cortizol îl reprezintă mișcarea de tip anaerob, care cere multă glucoză și care poate conduce la o creștere a apetitului. 7. Prea mult alcool. Dacă 50 de grame de whisky sprijină procesul de slăbire aducând 140 de kilocalorii, 150 de grame de whisky au 420 de kilocalorii. Deci, prea multă energie. 8. Prea multă grăsime. Excesul de energie, adică aducem prea multe calorii, împiedică corpul să acceseze depozitele de grăsime. 9. Prea multă proteină. Da, există așa ceva, prea multă proteină. Excesul de proteină determină corpul să transforme proteina neutilizată în procesele de reconstrucție, de reparație, în glucoză, crescând astfel nivelul de insulină. Și 10. Prea multe glucide. Procesul de slăbire este ajutat de un aport de maxim 25-30 de grame net de glucide / carbohidrați, iar la menținere, maxim 40 de grame de glucide. Dacă aducem prea multe glucide, se stimulează insulina, ceea ce va determina blocarea accesului la depozitele de grăsime. Sper că aceste informații ți-au fost de ajutor și că le vei putea implementa ușor în cadrul stilului tău alimentar. Și da, tu poți!